Greva minerilor a fost spontană și este legală, iar sindicatul Muntele, reprezentativ la nivelul Văijiului, nu a avut nicio implicare în acțiunea de protest. Acțiunea înaintată în instanță de către Compania Națională a Huilei Petroșani, prin care solicita ca instanța să stabilească nelegalitatea acțiunii de protest, a fost respinsă de către magistrații Tribunalului Hunedoara. Instanța a decis respingerea cererii formulate de Compania Națională a Huilei S.A. Petroșani, și nici nu au fost percepute cheltuieli de judecată. Reprezentanții companiei au precizat că au formulat această acțiune pentru recuperarea pierderilor înregistrate pe perioada în care minerii din Valea Jiului au întrerupt lucrul respectiv a celor cu transportul și masa caldă. Minerii din Valea Jiului au întrerupt aproape o săptămână lucrul la începutul lunii martie, când au protestat în curtea companiei, cerând banii promiși în plus la salarii, respectiv sporul de pericol de 100 de lei. Compania Huilei a pierdut în acea perioadă aproape 2 milioane de euro din cauză că nu s-a lucrat în subteran.